Te gândești că poți fi contaminat cu noul virus? Pe internet sunt disponibile mai multe modalități de testare cu ajutorul cărora poți să-ți calculezi riscul îmbolnăvirii. Testele sunt în limba engleză și conțin aceleași întrebări. Metoda este folosită pentru a nu aglomera degeaba medicii care, în acest moment, trebuie să se ocupe de pacienții pozitivi sau cu simptome accentuate. Ai călătorit recent în ultimele 14 zile? Ai fost într-o zonă afectată de COVID-19? Și ultima, dacă ai avut contact direct cu o persoană diagnosticată pozitiv? La mine, șansa de contaminare este scăzută. La tine? În Anglia și Franța există și o aplicație pentru mobil. Este vorba despre NHS, care, printre altele, îți face testul de coronavirus. Mai mult, Organizația Mondială a Sănătății, în colaborare cu WhatsApp și Facebook, a pus la dispoziție un serviciu de mesagerie disponibil în 4 limbi. Vreau să aflu cum mă pot proteja. Îmi sugerează să mă spăl des pe mâini, să evit locurile aglomerate, să evit să ating ochii, gura și nasul pe cât posibil. Nu uita! Testele sunt doar ca să te ajute să-ți dai seama cum se manifestă boala în corp. Dacă prezinți simptomele, ia legătura cu medicul de familie sau sună la 112.